Apele de udiră că v-ați și luat cu munca. Dar hai mai bine să bem o cafeluț ca tot bugetarul care se respectă. Mirabelo, aici suntem în UE, nu la secția ta de la Dâlga. Aici cetățeanul european trebuie să se simtă în siguranță. N-avem timp de frecamenta. Am zis cafea, nu șai, fraierii. Da, dacă de-aia nu vreți, pot să vă frec și altceva, că mă pricep la ditati. Nu e nevoie că am băut cafea de dimineață, nu-i așa, Chiorete? Da, da, da. Și plus de toate, eu am la purtător de la Cati. Și cafeaua care are multă cofeină duce la... La impotență. Exact, da. Acolo duce. Atunci mai bine nu... Și la ce lucrați acolo de așa important? Cătăm niște gigoloi de lus care se dă ștripări. Gigoloi? Și sunt mulți? Cât sunt? Tu câți ai vrea? Pitați! Adică să-i prind din pitați mama lor de infractori sexuali. Hai, recunoaște că ți-ar plăcea să-i arestezi tu și să-i ții tu la arest. La tine acasă? Chioretii, nu fi porc. Adică am vrut să zic... Cacilea nu se încapă chiar toți, că foarte mulți. Și atunci o să trebuiască să iei o parte, să-i duci la tine acasă. Păi atunci și mai așteptați, mă? Hai să-i dăm zor cu ancheta, că aici e UE, nu suntem la Dâlga și cetățean european trebuie să fie în siguranță? N-avem timp de cafele. Hai! Hai să-i dăm zor! Să-i dăm zor? Ce dracu facem, mă? Bine, bine, bine! Nu mai suna! Da! Hola, señora Forța, Emma es acasă? Hola, oache și... Este, este, dacă ești sus, dar să zic că n-aveți voie la... Că n-aveți deslegare de la Dios, mă înțelegi? Trebuie să mai așteptându. Da, nu, 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 tranquilișate, breche, am venit doar să o văd. Ce? Adică să mă tranquilizeze, dar ce ești animat să mă tranquilizeze, ce-am făcut? Bună ziua! Sunt tipa cu petrecerea burlăcițelor, am vorbit mai devreme. Un show de striptease. 2000 de euro? Nu vă mai aud! Cred că rămân fără baterie! Alo, alo, alo! Snoponul naibii, snoponul naibii! Hola, amore! Da, ce faci? Hola, amore! Uite ce să fac pe aici, vorbeam la telefon. Așa am auzit. Ce ai auzit? Todo am auzit. Bella porche, vrei să comandar strippers? Doamne ferește, dar nu vreau să comand așa ceva. Nu vreau să comand nada. Am vrut doar să aflu prețul. Să afli preț, porche, să afli preț. Porche, porche, Popesa în companie vor să-mi facă o surpriză, cadou de matrimoniu, un număr de striptease. Pentru noi fetele, petrecerea burlăcițelor. Pupesa nu e stripper profesionist. Nu se desnuda bien. Păi tu, mai de-aia nu trebuie să-ți faci griji, trebuie să stai tranquilo. Acum ești tranquilo? Si, si, pentru că o să văd și eu show. Que me muero de curiosidad, nu alta. Gugoașe, suportul. Madame, suportul. Ce suport, mă? Ține una așa. Eu te balbe, o verge.
Sculă! Băieți, să vă zic ceva. Se aniversează Chiorete cu Cati. Trebuie să le luăm un cadou. Iauzi, dar de unde știi tu că se aniversează? Poate nu fac nimic, de ce să cheltuim aiurea? Ba fac, Chitră, fac. Că m-a invitat Cati. Și ce aniversează? 100 de zile de cât sunt împreună, vă dați seama? Hai mă, ziceți ce le luăm, că trebuie să le luăm ceva. O să le luăm un calendar, ca să-și numere zilele în continuare. Cum o să le iei calendar? Trebuie să le luăm ceva să folosească împreună. Da! Păi da! El dă paginile și ea le numără. Pe cealaltă mânecă e cum trebuie. Ziceți mă ce le luăm. Păi eu zic să-i întrebăm de ce. De ce ce? De ce au nevoie? Ia auzi. Și dacă le trebuie un televizor 3D cu diagonala de un metru, îl iei tu? Îl iau eu dacă nu le mai trebuie. Auzi, pupăză, nu e obligatoriu să vii cu noi. Tu poți să rămâi acasă, că o să știe ei de ce n-ai venit. Eu zic că ideea lui Mârlanu e cea mai bună. Hai să aflăm de ce au nevoie. Bine, nu întrebăm direct ca țăraniul și nu mai pe ocolite așa. Da, ocolim cartierul de 2 ori și nu-l întrebăm pe Chiorete ca la Chiorete, țăraniul. Întrebăm pe Cati, că e de la oraș. Ema, ia să o băgăm și pe ea la plată, că e și ea invitată. Bine că ai sunat. Bine că ai răspuns, că am o treabă mega importantă cu tine. Te cinstesc. Ordonați. Vreau să-i adun pe băieți și să veniți repede acasă, că arde. Ce? Am luat foc vila! Să ne spachem azi pompierii! Pupăză! Nu fi idiot că nu arde nimic! Arde, adică e urgent! Stați, stați! Pe loc repau, s-a fost alarmă falsă. Foarte greu. Da, și băieții te salută. Dar ce s-a întâmplat? Nu pot să zic prin telefon. Ia toți băieții, inclusiv pe Chiche. Comandați niște costume sexoase de la garderobă și veniți repede acasă, că am nevoie de voi. Ei, mă, tu ai nebunit, mă, tu ești fată măritată. Pupăză, am zis să nu fii idiot! Hai, fuguța, că pierzi păguța, fraiere! Hai, ne cheamă Ema acasă urgent! Hai, fuga! Nene, tu nu, a zis doar băieți! Dă-te la o parte! Și nesătură și de fuga! Hai! Dai de foc până ajungem noi, nu? Și tu încearcă să afli ce cadou vrea, Catică, și așa ești disperată după cadouri! Idioți! Da, mă, da, am luat tot ce mi-ai zis! N-am găsit bici în schimb! Las că improvizăm, nu-i problemă, da? Hai, nu mai pot cea vorbi! Bună! Bună! 100 de zile și sunt deja perverși! S-a mișcat cu talent țărănușoară, n-ai bine, mamă! Una alegria, e una alegria! Striptease! A, cu și striptease! Hai că vă audea bătrână, vă mută pe toți! Măi, mă, tu ai nebunit! Cu păză! Tu mai vrei bani sau nu? Ia terminați-mă și lăsați-o pe fata asta să spună ce are de zis. Zi, dragă! Căutam o trupă de stripperi pentru petrecerea burlăcițelor. Poftim! Căutau petrecere de stripperi după... Taci, Mârlane! Adică, poftim, mă, adulterina! Îți schimbă părul, dar n-ar apuba? Uitați-vă la ea! Așa e tradiția în Spania, în cultule! Pentru domnișoarele de onoare e show-ul de striptease, nu pentru mireasă! Doar că auzit Esteban. Și ca să nu se supere, să se enerveze și să se răzbune pe voi, i-am zis că voi îmi faceți show-ul de striptease, cadou de nuntă. Super! Super, ca să înseamnă că nu trebuie să mai dăm bani la masă! Facem și... Ce s-a răscârcit? Nicio. Ce vrei, mă, n-am dreptate, ce te... Că dacă o să dăm și bani, o să se prindă ăla, că a fost vrăjeală. Ca să nu se prindă, trebuie să exersați și voi puțin dansul, să vrea să bine, că vrea și el să-l vadă. Vrea să-l vadă! Ei, stați liniștiți că nu are pretenții de cipândel, că sunteți amatori. Păi și dacă ne vede fata, cineva și ne dă-n dreapă imaginea? Că suntem vedete de telenovelă, nu? Mai tai și mă din gură, că e foarte bine dacă ne vede cineva. Hai. Că poate ne ia și ne facem și noi un full monty. A, eu nu mă bat, că sunt față bisericească, sau mă rog, să fiu. Full monty nu e stil de bătaie, ignorantule, nu e full contact. E filmul ăla care a luat o tonă de premii. E ăla cu șomerii aia bătrâni care fac o trupă de striptease. Da? Și ies din foame și ajung de super succes. Ce naibii, nu știți? Oricum eu nu mă bag că fețele bisericești n-are voie să facă lucruri de-astea mișto, depravante. Și nici eu nu mă bag pentru că nu vreau să încurajez depravarea, da? Bravo, mă. Și ai, bă, Vandame, ai rămas cu reflexe de sos gelos? Bă, trezește-te! Ce fac, mă, dor? Ce, mă? Da, mă, Potolica, nu mai e nevastă ta.
tu în loc să zici mersi, că gagicile se dau un vânt după stripper și în felul ăsta găsi tu ceva, tu... Ia lasă-l tu în pace, că dacă nu vrea, nu se simte în stare, nu-l obligă nimeni. Așa sunt ăștia neînțărcați. Neînțărcați, a? E, uite că m-am răzgândit, mă bag și eu pupă. Bravo, mă. Perfect. Unde te bagi? Mai nu zici că sunt deșteaptă. Așa au zis toate urâtele. Ai zis ceva comic? Tocmai te-a făcut o rătă. Nu mă vezi cum să zic. Ăștia râd de ce și aduc aminte. Tocmai v-a făcut proști. Da, să trecem peste asta. Am aflat ce-și doresc porumbeii. Ce-și drum colțit? Nu, mei, boabe de porumb. Ce-a făcut muștar? Ești obosit. L-am auzit pe Chiorete vorbind la telefon cu Cati. Vor jucărioare erotice. Bici, chestii cu baterii. Serios? Foarte tare, frate. Milițianul a devenit erotic. Și noi îl credeam pudic. Da. Nu știi vorba? Mutu face pământul. Dumnezeu e mut. Doamne, n-am știut tot. Ma. Ce? A, mutul fotbalistul? A, mutul și-a luat pământ. E mutul la Arad? De Emil Grădinescu? Nu. De Ilie Dobre? Nu. De Dumitru Graur. A. Eu mi-am pus și tanga pe mine, dar mă canjenează. Tu ai luat tot ce-am vorbit? Tot mă luțeați la telefon? Bici n-avem. Am eu? Hai, era bine. E bici lui tata de la căruț, că mi l-a dat să mă apăr de golani, în caz că trag de mini. Oh, că tu n-ai vrea. Dar la ce vă trebuie? Să nu-mi spuniți că mergem să prindem și gigoloi! Nu, vedeți că nu e o misiune pentru tine. Nu că e. Noi ne îmbrăcăm în gigoloi, nu e și cu prostituate. Nu. Super! Păi pot să vă încerc ca să văd dacă corespundeți rolului, dacă sunteți veridici, nu? Nu, cașcapică, nu am mai făcut treaba asta și ne pricepem. Suntem dracu pe sărul la chestia. Da, la gigoloi și în primul rând nici nu mergem la femei. Nu! Nu! Mergem la merge, nu, mergem la o întâlnire cu toți gigoloii, da, la care vine să ne vorbească ăla, marele, capodil, putii capi. Are o capăță. Da, treaba e următoarea. N-ai voie să spui la nimeni că emisiunea e strict secretă. Nu spun, mă, doar mă știți. Eu tac și fac. Gata, eu am luat cadou. Ce faceți, mă? Rică, parcă te lăsați normal azi dimineață. Pe mine, mă scuzați, mă duc să-mi pudrez nasul, că mă obosesc disputele astea conjugale. Benti, să-ți explic. Așa. Deci, băieții m-au rugat. Ce să... te-au rugat, mă? Ce te-au rugat? Adică ei. Adică noi ne-am hotărât să ne facem o trupă de stripări amatori. Mai câștigăm și noi un ban, mă, Benti, nu vezi ce criză e? Mă, și la altceva nu v-ați gândit? Păi la ce? V-a venit tocmai ideea asta? Nu, Emma ne-a dat ideea asta. Ea vrea să angajeze o trupă de stripperi pentru nuntă, dar jefe nu... Mă miram să vă fi venit vouă ideea, că asta e idee de femeie. Ca de altfel toate ideile bune din lume. Dar tu, de ce nu te-ai consultat cu mine? Ce stai ca Mutu? Bă, ce tot aveți cu Mutu, mă, că nu mai e la modă. S-a dus vremea lui. Ziceți voi de altul, de Messi, poftim, că tot cu mâie. Am vrut să-ți fac și o surpriză, mama micule. Și vreau să mă întâlnim și eu cu ei, să... Mă lași? Cu o condiție. Să vă fiu eu impresar. Termină cu Sorcova. Lasă-l, mă, că i-l-ai dus cu Sorcova tot anul.
Da, mă, dar eu fac așa ca un fel de repetiție ca să vadă moșul că sunt pregătiți, mi-aducă ceva mai de soia anul ăsta. Haide, haide, scoateți cadourile. Chiorete ne-a sugestionat. Hai, mă, Rani! Da, ia, eu, Cati, uite, ia ceva, m-a dus, ghiși tu ce e. Ce? Asta e lubrifiant. Da. Eu... ți-am adus, uite, niște reviste de colecție. Yeah! Astea sunt sexy de colecție. Da, 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 sexy, sexy. Și ăsta? Că am auzit că aveți nevoie de așa ceva. Ia! Și asta? Ca să vă mai vitaminizați puțin după efort. Este o lenjerie comestibilă cu aromă de mure. Te reunește și le vedează, tampito! Cu aromă de mure, tântălăule! Ah, de ce n-ai dat la început? Să o porți cu plăcere! Sau mă rog să o mâncați cu plăcere, amândoi! Poftă bună! Mulța, mulța! Am și eu un cadou. Mai bine nu! Că mi-a ajuns! Păi bine, mă! Dacă tot mi-ai spus tuturor că sunt eu Dumnezeu perverșilor, de ce nu mi-ai spus și mie să mă comport ca atare? Există Dumnezeu perverșilor? Păi el vreau să-l slujesc! Unde ești, Doamne? Tu vreau ca miște lumânărele amărâte. Cum v-am zis eu, mă? Că asta mică e pervers. Deci vă că nu vă lăsați. Faceți cu orice chip ca să vă despărțiți de trânsa. E las că vă omor fi v-ați votat. Stai, mă, că pe tine am zis, bă! Pe tine am zis, ce să luăm? Nu avem nicio vină, ea e de vină. Da, 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 ea e de vină. Ea e de vină. Nu v-ar fi rușine, lași în graș ce sunteți. V-ar fi rușine, mă? N-am hotărât împreună ce să le luăm, ziceți. V-ați hotărât împreună? Da. Mișcați-vă imediat și reparați gafa. Că dacă îmi dați dracu pe trecerea cu Cătiușa, vă găsește, draci, carne de mici vă fac! Mici? Vreau, 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 da, mici! Ia, grapă, mișcă, 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 mișcă! Steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă, că trenul i-a trebuit! Optați să ajungă! Mulțean trăiască, ta-da-da-da-da-da-da! Hai, hai, hai! Creat o confuzie. O contuzie, da. Cadou. Confuzie. Cum și cum am zis? Cadourile astea nu erau, mă, pentru tine. Da, mă, cadourile erau pentru tine. I-ai adus cu forța? Nu, căpciune cu ce... Lejeria comestibilă era pentru Chite, că lui îi plac murele, da, așa de mult. Plac. Nu-i așa, mă? Și-am încurcat eu pungile de zăpăcită ce sunt. Pentru tine am luat o carte de bucate, dar necomestibilă. Și trec mâine pe la restaurant să-ți o aduc. Da? Da. Și, da? Și nici biciul ăsta nu era pentru tine, asta era pentru Chiorete. Ce? Da, ca să-l folosească cu mine, nu? Nu, mă, Cati, să-l folosească la secție pe postul Pulan. Că e mai occidental, Pulanul e depășit, nu-l mai folosește nimeni. Și mă, îi creează și o imagine de tristă amintire, de milițean de la torționar. Da, da, și eu am încurcat cadoul tău cu punga asta cu maculatură pe care vreau să o duc la reciclare, mă, Cati, că doar mă știi că eu sunt un salvator de păduri. Eu sunt un... Sunt, cum să mă... Chitra? Nu Chitra, mă! Sunt ecologist, măi, Cati. Cadoul tău este Evanghelie, care este, dar care nu este pe lângă al meu, că părește comparație cu al meu. Mă, Cati, că eu am cumpărat chiar ce am vrut să-ți cumpăr. Ăsta e un gel de duș. Ăsta e gel de duș, Murlane? Ăsta e gel de duș? Eu asta am cerut și asta mi-a dat, că și scrie pe el, uite, Intimate Lube. Adică e intimate, ăsta de intimidat, lube, țânțari, țânțari ăia de lubeniță, ăia mari cât mistreții ăia mici, care și-a de păcău și mănâncă ca porcii lungi și e să nu facă izemă de la pepene. Eu avem niște lumânărele parfumate, uite. Da. Vezi, mă, mica, acum crezi că eu nu te cred perversă. Dar nu m-ar deranja să mă crezi perversă. Dar în intimitate, unde față cu toată lumea. Oricum, dacă scapi de amenții ăștia,
Îți arăt eu cam cât de perversă pot să fiu. Oh, bă, nu. Ceva spune că vrem de afară. Hai! Toată lumea afară! Ce v-a zis? Ce v-a zis? Hai, afară, afară! Hai, hai, hai! Nu mai te legă, mă! Ieși! Ieși! Hai, hai, toată lumea afară! Bine că am scăpat. Unde-i Chiorete? Să trag ura, că da. Ia, Malaica. Nu ești la capelă, balonatule? Mor caii când vor câinii, hienă și nici invers. La capelă? Adică la slujbă, tântălăule. De căpătă. Bere. Lasă-mă, Doamne, și pe mine măcar un pic, acum că sunt tânăr, să mai profit și eu de rață, ăsta de viață, Doamne, și după ce mă fac popă, îți promit că o să fiu sfânt, să ne murezi dacă te mint. Dragi, dar mi-ați făceți? Mă, prima și dată mi-ați venit cu cadourile alea de ochiate nesimțite? Acum văd despuiați peste... Bă, voi v-ați pervertit definitiv? Sau care-i treaba? Stai, mă, disperatule, că ne-a rugat Emma să o ajutăm cu un striptease la petrecerea burlăciților. Ce ai? Pă, voi? Păi da. A, e moment dintre la vesel, mă, e comedie. Nu, mă, fraiere, e pe bune. Și să știi că amatorii au la fel de mare succes ca profesioniștii. Că noi suntem cât de cât un vis realizabil pentru spectatoare. Uite, uite aici. Arată la fel ca noi și fii atent ce furori face. A, uite-i delir în sală. Ia, așa, și ce, o să sară miliardarețele pe voi de la petrecerea burlacilor sau care-i treaba? Nu alea, mă, Chiorete, nu alea. Dar cine, mama lor? Ne facem un show al nostru separat cu public. Mai câștigăm un ban. Bagă-te cu noi. Hai și tirați, bolunză! Păi abia am trezut-o cu Cati. Păi ce fac acum, sardă, la câmpuț? Stai, bă, că nu e nevoie să afle Cati, mă. Că o să dansăm mascați. Păi da. Păi ce, eu sunt inconștient să mă afle mămica și să mă omoare? Vă bag și eu. Poftim dacă ăsta față bisericească se bagă, da tu! Păi și cine o să vă cheme pe voi, mă, să ne dansuiți? Cu cine? Impresarul? Betty! Exact! Ce face? Care Betty? Care Betty, mă? Faceți-o curge. Ce fac, bă? Ce? Eu sunt impresarul, da? Și cât ne dai pupăză? Și cât vă dau oricum mai mult ca ea? Ia te vădă. Cât vor ei pupăză? Te oftici? Hai, mă, bate-te, mă, că uite, avem impresor adevărat, mă. O să vină pănuțul. Eu le dau cu 1% mai mult ca tine, na? Eu le dau 100%. Ești bună! Eu sunt colegul lor! Eu sunt fondatorul trupei de striptease! Eu sunt... Hai, mă, băiesc, că suntem o echipă! Ce naiba? Ilarie, tu faci parte dintr-o trupă de striptease și nu mi-ai spus? A, nu, el e fondatorul. A, foarte tare! Și ce altceva mai mai ascunzi, iubire? E cazul să-mi fac niște analize? Perversule! Ce, bă, ce-i doar? Nu ți-am ascuns nimic, mami! Ce mi-ați mai făcut, mă, iar, că vă joacă în picioare? Ce mi-ați mai făcut, mă, că vă joacă în picioare? Dormez-o, de la tine a plecat tot. Ce-a plecat? Mata cu ochiul de sticlă! Are, uite-ți! Să rămână! Salut! Oh, dar ce tuflită suntem!
Ești cam praf, ca să spun așa. Nu merge treaba, a? Nu merge treaba deloc. Nu de aia. A, te-ai certat cu Chiorete, iar vai, 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 ce să faci, mă, așa e într-o relație, te mai împaci, te mai cerți, iar te împaci, iar te cerți. Nu ne-am certat deloc, bucică. Mi-a ascuns lucruri, l-am prins. Cu alta? Cu altele. Sunt cu zecile. Cu zecile? Cine, mă, Chiorete? Hai, mă, termină, mă, că nu cred, dar ce e? Suleiman Magnific, cu să aibă harem? Activează într-o trupă de striptease. Îți dai seama ce face după spectacole și cu câte? Ce ai, mă, de râs? Chiorete stripperă! Hai, mă, că nu cred asta niciodată. De unde-i scos-o? L-am auzit chiar pe el când stabilea detaliile unui show. Și în ultima vreme umblă numai cu obiecte de pervers. Serios? Da! Mamă, ăsta s-a infiltrat fără mine, mă! Vrea să ia el toți laurii! Ce? Lasă că nu pot să-ți explic. Mersi frumos! Mamă, ce-i fac! Con alegria e con alegria. Și fie este transportul, vin ca la nunta din Calea Galactei. Salut, Mârlane! Ce? Salut, salut, mă, popoane. Băi, de când vroiam să te prind eu singur să te întreb o chestie. Ce mănânci, mă? După jos, de la o pomană. Băi, voi preoții trebuie să spuneți întotdeauna adevărul? Adevărul și numai adevărul, așa să ne ajute domnul bunuțul Dumnezeu. Perfect. Fii atent. Întrebare. Bă, tu l-ai văzut pe Chiorete de curând, așa, luând niște haine mai sexy, mai extravagante, așa, de la garderobă? Adică ce întreb? A, nu pot să zic asta că e vorba de o anchetă secretă? E? Atunci nici eu nu pot să spun că nu e bine să-ți vorbești aproapele. Ce ai, ce? Păi ce crezi? Că eu nu știu că vrei să-l șantajezi pe Chiorete că a luat haine și el de acolo și n-a anunțat pe șef? Păi, dar nici nu e vorba de asta. Cum să fac eu așa ceva? Hai că-ți spun. Da, nu spui la nimeni. Nu spun, mă, ia zi. De fapt, nici nu pot să spui că taina spovedaniei e sfântă. Hai, fă-mă curios. Da. Noi încercăm să prindem o rețea de stripper de lux. Care au un șef, un barosan, care mai face și alte afaceri de alea necurate, înțelegi? E, și Chiorete a reușit să se infiltreze între ei. Deci noi o să fim stripperi de lux. Wow, ce tare! Ia uite, bă, frate, cu cine stau eu de vorbă? Le-ai mâncat pe toate. Cu cine? Hai, salut! Să intre următorul. Succes! De la ce faci aici? Amore, tu ce faci aici? Nu aveai ședință? Ba si, dar mi s-a făcut dor de tu. Dar văd că ție ți s-a făcut dor de... Te-ai studat-o ăsta de aici? Amore! Nu e ceea ce crezi! Măi, să-ți explic. Când au văzut că merge cu striptease-ul, Popoza și compania au decis să-și facă trupă, că e criză și orice bani în plus contează. Și m-au angajat pe mine impresar. Și ca o profesionistă che soy, eu fac trabajo. Caut dubluri în caz de accident. El este pentru Popoza, dar nu credeai că e pentru mine, amore. Auzi, cum să crezi așa ceva? Eu doar pe tine te iubesc. Du-te, că ești acceptat. Maia de aici. Doar știi că doar pe tine te iubesc. Si. Mucho. Nu o să-ți vină să crezi ce am făcut. Dintr-o prostie, i-am lansat pe băieții în showbiz. Vroiam și eu niște stripper pentru petrecerea burlăcițelor, să ne mai distrăm și noi, ca fetele, așa. Și m-a prins Esteban. A trebuit să-l îmburlic că stripperii sunt pupăze în companie. Că vezi, doamne, mi-au pregătit un program surpriză, cadou de nuntă. Bine, dar ce legătură are dansul pe care ți-l fac ție cu showbiz-ul? Păi le-am deschis apetitul și acum vor show cu public. Adică tu mi l-ai făcut pe Chiorete stripper? Chiorete nici nu e în trupă, că el e polițist, n-are voie. N-are voie? Păi atunci de ce... O avea vreo misiune undercover.
Mamă, ăsta s-a infiltrat fără mine, mă. Vrea să ia el toți laurii. Cătișor, lasă-mă să ce-și plec. Să știi că eu n-am făcut și n-o să fac în viața mea striptease. Știu, iubire, știu. Mi-ai explicat Emma. Era o misiune undercover, nu? Emma? Da. Păi de unde dragi, mi-a știe? Pe la Popolneț. Bestia m-a deși conspirat ca să ratez misiunea. Ah, termen! Iubire, te rog frumos, fără violență, te-am mai spus. Termen pe ăsta, adică pe dosarul ăsta, mă, mica. Și la următorul bag în măsa pe Popolneț. Nici nu mai mă haitesc cu el, că e ordinar. Așa, da. Ia zi, mă ierți? Mă ierți că m-am îndoit de tine? Păi pot eu să nu iert căpșunica mea? Treci! Auzi, apropo de căpșunică, am și eu o surpriză pentru tine. Da? Tot erotică. Nici într-o casă n-aud că iese trebuie cu dintr-astea erotice, să nu văz! Stai, iubire, că e din aia comestibilă. A apărut lejerie dintr-asta și pentru bărbați? Habar n-am! Dar putem să încercăm să lipim astea. Cu asta. Pe tine, în formă de chiloței. Tanga. Ce zici? Adică voi, bărbații, puteți să aveți petrecerea burlacilor cu tone de băutură și parașute și noi nici măcar nu puteți să ne uităm la un amărât de striptease? De unde știu eu că doar te uiți, a? Poftim? Mă, tu mă faci depravată? Nu ajunge că mi-e cel bărbatul cu tine? Ok! Iartă-mă! Bine! Renunț la striptease! Promit că renunț și eu la striptease. Cu toate că un ban în plus n-ar fi stricat acolo. Asta, dragă, că dacă vrei bănuți, poți fi stripperul meu personal. Dar trebuie să dai o probă pentru asta. Ia stai așa. Ce probă să dau? Acum? Acum, acum. Ia, bagă să văd cât de indecent poți să fii. Mă rog. Să ne facem de cap și tu ce faci? Aolo, pupă să treacă! Nu acolo! Da unde? Pe gură! Lasă că tot tu rămâi striperul meu preferat! Hai, spai, nu mă împinge! Da, continuă să vedem dacă și reziști cât trebuie. Adică cum eu nu rezist? Pe ce mă, sprăpădit-o ăla de vandame să-mi rupi elea cu una, cu două? Ha! Ia! Eu! Nu ne apără și pozește! Ce păcatele mele faci, mâlane? Ți-a luat de început mințile! Nu am prea nimic, că n-am nimic în cap, că mi-am golit mintea. Ca să fiu zen. Că nu ți-ai golit numai mintea, te-ai golit și tu. De ce stai așa de spăiat? Mi-e cald bre, dar la dans, iau-te. Și de ce, mă rog frumos, te zbânciui tu? Viitoare față bisericească ai? Răspunde! De ce mă... Mă... Pentru că... Ca să văd... Ispitele tante, să le cunosc mai îndeaproape, să știu cum să mă feresc de ele când m-o ataca. Da? Da. Să cunoști ispitele? Da. A, nu? Lasă că-ți fac eu cunoștință cu toate ispitele, trece-o. Da, stimata alea unde ești de ispit? Și o scurtătură? Ia zi, mărlănele, cum e? Reziști? Cu greu, tante. E, păi atunci să mărim dificultatea. Fetelor, lăsați ispita asta jos și treceți la următoarea. Felicitați-l cum știți voi mai bine că el este următoritul. Chitră nu mi-e nică ciocochio. Nu e chitră,
este chiar o doamnă foarte generoasă, că ne-a plătit super bine. Să rămână asta. De ce de bine, pui? Cum e, mărlenele? Rezici și acum? Rezici, bă, că încerc să-mi distrag atenția către cultură. Da. Ziua! Am un pont pentru dumneavoastră. Știu unde să întâlnesc stripa de acei internaționali pe care îi filați de atâta timp. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte... Nu mișcă nimeni! Nu mișcă nimeni! Voi lăsuți! Sunteți arestați pentru prostituție grup! Hola, muchachos! ¿Cómo estás con las repeticiones? A văzut că ați adus și polițist. Am un contract nuevo pentru voi, dar trebuie să semnar con mi impresario, ¿ok? Dumneavoastră sunteți capo di tutti capi! Seguro que sunt poponete. De unde crezi că vin atâția dinero? Perdona-me, jefe, dar trebuie să vă arestez un poco. Ia-l! Ți-am zis că până la urmă nu scap, de când m-ai pipăit atunci la tine la masaj. Perseverar cu moldovean, care e până la urmă să lasă. Uite, bă, ce faceți, bă, ce fac? Am crezut că face parte din coregrafie, da? Ia uite, pupă să Costel și Gauric. Băi, ce ne-a făcut țăranul? Ne-a pus pe o pistă falsă ca să finalizeze acțiunea. Foarte drăguț. Continuar. A fost una coregrafie. Vino cu tine. Vreau-s? Este era un convoi? Da, era un convoi fără girofar. Nicule, ne-ai pus pe o pistă falsă ca să te afirm doar tu? Mi-ai desecretizat misiunea ca să mă sabotez! Așa? Așa? Continuați, că dacă leșinați vă resuscitez eu? Ce? Nu! Tu vorbești! Atenție, liniște, merge, hai, Livia Zelze! Atenție, liniște, merge și acțiune! Striptease! Nu vă aud, bătrână, vă mută pe toți! Măi, bă, tu ai nebunit! Foarte tare a fost, bravo! Bun, nu mai bun sunet. Și el era năugit? Am avut joc! N-am mai... Dar stau cu gura deschisă și poate ne-a amplificat. Adevărat! Ce-am avut? Ce-am avut? S-a auzit? Pac! Serios! Ziceai că e ciocanitarea, uite! Scuze, n-am vrut, dar nu mă așteptam nici pe... Ce-i făcut? Vamo! Vezi, mămica, acum crezi că eu nu te cred perversă? Iubite! Nu i-a ieșit nici gogul! Nu, că am stat prea aproape de tine! Și m-am speriat! Firea asta se bat! Dă-te cu gesta de... Da, uite, un moment...